Vreau ca fiecare să spună asta, că se filmată. Din data de 30.08.2021, ora 10. Punctul 1. Aprobarea proiectului ordine de zi a ședinței ordinare din 30.08.2021. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30.07.2021. La punctul 3, rapoarte ale comisiei de specialitate. Aici mi s-a cerut ca să rapoartele să fie date cerute pentru fiecare punct în parte. Punctul 4, proiect de hotărâre privind acordarea sumei de 2500 de lei din bugetul local al comunei reprezentând ajutor financiar pentru acordarea unor cheltuieli efectuate cu înmormântarea defunctului Alexandru Dănuț, domiciliat în comuna Urechești, șapte Urechești, județul Bacău, inițiator primarul comunei Urechești. Punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea deciziei generală actualizată și a principiului indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții, modernizare rețelei de drumuri de interes local al comunei Urechești, județul Bacău, finanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, inițiator primarul comunei Urechești. Punctul 6, proiect de hotărâre privind alipirea două imobile terenuri aparținând domeniului public, numărul cadastrat 60066 și privat prin numărul cadastral 60297 al unității administrative teritoriale Urechești, inițiator primarul comunei Urechești. Punctul 7, proiect de hotărâre privind transferul unui imobil teren având suprafața măsurată de 2434 metri pătrați din domeniul privat al comunei Urechești, județul Bacău, în domeniul public al comunei Urechești, județul Bacău, inițiator primarul comunei Urechești. Punctul 8, proiect de hotărâre privind acordul de principiu din partea Consiliului Local al Comunei Urechești pentru întocmirea documentației tehnico-economice privind achiziționarea bunului imobil teren în suprafață de 2345 metri pătrați, identificat cu numărul cadastral 60296. Inițiator, primarul Comunei Urechești. Punctul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Urechești, județul Bacău, pe trimestru al doilea anul 2021. Inițiator primarul comunei Urechești. 10. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniul public al comunei Urechești, județul Bacău. Inițiator primarul comunei Urechești. Și punctul 11, diverse. Revenim la punctul 1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare din 30.08.2021. Cine este pentru? Unanimitate. Unanimitate s-a votat pentru. 12 consilieri, având în vedere că unul este tocit medical, cum am înțeles. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 30.07.2021. Punem la vot. Nu mă abțin că n-am fost. Da. N-am fost și mă abțin. Nu, nicio... Nu știu. 11. Suntem 11, unul în concediu și unul care urmează să... Eu m-am abținut pentru că n-am fost și nu știu. Despre ce a fost vorba. Deci, la punctul 3, după cum am mai spus, mi s-a cerut rapoartele comisiei de specialitate. Domnul președinte. La punctul 3 mai e ceva mai jos. E timpul interpelărilor, e timpul... Da. Rapoarte ale comisiei de specialitate... Da, rapoarte... bine, aia... Da. Da, să termin. Interpelări, da. Da, vă rog. Aș dori să-l întreb pe domnul primar, pe tot să discutați, cine notează votul sau așa. Bine, e cameră, dar totuși trebuie, așa e scrie, așa e legea, trebuie să consemneze. L-aș întreba că nu o să avem secretar, și dacă poate să ne spună ce cu exodul sau plecările astea din primării, din UAT Urechești, plecări, bine, lăsăm pe alea accidentale, sau, dar mai sunt plecări care nu au fost anunțate niciodată, și mai recente, și mai înainte, pentru că s-au făcut concursuri,
s-au luat, ocupat posturile, s-au stat o perioadă, fi școlarizați în mitic, am votat nu știu câte bugete, bani pentru trimis la cursuri, la specializări, că e poliția locală, că e ISU, că e nu știu ce, deci noi am investit banii. După care fiecare și-a ales calea, e liber, bineînțeles. Și sunt banii noștri, dar practic rezultatul a fost, nu știu dacă s-o, am avut vreo ceva noi în urma asta. Eu am rămas cu specializare. Ei, bine, deci asta, când nu o să avem secretar, poate trebuie să ne spune și sunt suplecările astea. Că, oricum, am înțeles, mai înainte se spunea că noi suntem cu 60% și ne văitam, eu nu mă văitam. Acum cred că suntem mai puțini și văd că mai funcționează ceva pe aici, mai e totul ok, deci asta m-a interesat, nu pentru că din posturi. Dacă ai cu cine să funcționezi și vrei să faci treabă, funcționezi. Dar așa să umplim organigrama, să inventăm mereu fel de fel de șef, de ISU, de instituții, de nu știu ce. Și după care să, sau mai știu, uite, mai e pe jos pe acolo, mai e la, cum se cheamă, nu știu, domnul Andrei, pe jos pe acolo e o doamnă care la recuperator. Recuperator, în fine, jurist acolo. Vine, pleacă, e în concediu, vine, v-am zis, repet, e în dreptul fiecăruia, dar totuși. Acum cred că noi funcționăm cu, nu știu cât la sută, nu pot, n-am putut să fac o numărătoare. Deci, totuși. Deci nu s-a discutat, nu s-a adus la cunoștință, voi oameni buni sau stimați colegi, uite, au plecat cu tare, cu tare, cu tare. Nu trebuie să invoci niciun motiv, dar totuși. Mulțumesc. Bun. Este dreptul fiecăruia de a-și canaliza evoluția profesională așa cum consideră el. 2. Post de secretar care a fost liber și este liber. Am organizat concurs de ocupare a postului săptămâna trecută. Au fost 3 înscriși. Unul nu a împlinit condițiile legale. 2 au participat la concurs. Și niciunul nu a făcut măcar de nota 4. Deci niciunul n-a făcut măcar de nota 4. 7 era minimul. Asta nu e vina noastră. Avem două cazuri când au plecat la... Mă refer la fata care a plecat într-o altă. Tot la București, tânăr, mare evoluția ei. 3 cazuri. Te rog frumos. Băiatul de la Cornețel Drăgan a plecat în Spania cu 2000 de lei aici, nu se simtea acolo de s-ați făcut. Țară fiind foarte mic, avea și el aspirațiile lui, dorințele lui și a găsit un loc bun, bine plătit acolo și a luat decizia să plece. Nu puteam să mă opun, să stau în fața omului, să spun, băi, te rog frumos să rămâi sau trebuie să rămâi, că nu știu ce. Așa e firesc. Fiecare să-și canalizeze viața. Doamna de care vorbeai tu mai devreme, în concediu medical, are probleme cu coloana vertebrală. Așa. Doamna de jos, de la taxe și la impozite. Și, conform legii, trebuie să îi dai omului dreptul să recupereze. Asta e legul. Avem un om plecat în concediu natal. I-am făcut oferta în aprilie să se întoarcă la muncă, pentru că era posibilitatea să-i mai dea 15 milioane, 1500 de lei în plus la salariu. Dar a spus că are 3 copii și nu-și permite ca să îi lasă așa mici și că trebuie să-și facă treaba ei timp de 2 ani de zile. Vom relua proces de angajare, dar vreau să fiu foarte, 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 foarte atent la chestiile astea, pentru că trebuie să avem măcar garanția că câțiva ani de zile trebuie să stea unul pe post. Asta este regulă. Bun. Deci, ăsta este fenomenul. Este un fenomen generalizat. Chiar discutam și la prefectură zilele trecute. Deci, lipsă de forță de muncă se simte și în segmentul public și în privat. Deci, oameni care se orientează către profesii mai bine plătite, mai, nu știu, cu alte satisfacții, poate mai puțin stres,
și își fac o evoluție personală vis-a-vis de funcționalitate. Dacă nu funcționa, n-ați fi avut pe masă atâtea materiale. Da? Deci aveți o ședință nu plină, foarte plină, dovadă că funcționează lucrurile. Deci nu asta ar fi marea tragedie în momentul de față. Trebuie să avem și deschiderea și înțelepciunea să înțelegem lucrurile astea, inclusiv dumneavoastră. Și mai cer ca și atunci când vă invit la ședințele Consiliului, de îndată, să fiți prezenți, pentru că sunt chestiuni care trebuie discutate, în mod deschis, sincer, fără înregistrare, să spunem, mediatică, fără... Sunt lucruri care trebuie discutate într-un birou, două, trei, probleme serioase, probleme de strategii, care trebuie să le analizăm împreună, ca să luăm decizii. Deci consider că ședința trecută, la care unii dintre noastre nu au participat, a fost un act mai mult de front de la adresa mea și nici de cum. Că ați avut niște probleme personale. Și apoi unul cetățeanul, când ne-a ales pe toți cei care suntem în sala asta, ne-a ales ca să facem la ședință. Indiferent cine este el. Deci eu particip la ședință, da? N-ați avut nicio ședință în acest mandat în care eu să nu fiu prezent. Toată lumea trebuie să-și ia pe spate, pe umeri, sarcina de a duce lucrurile către mai bine. Da? Eu cer în mod imperativ ca de azi încolo la ședință să participe fiecare, că nu este o umilință să stau de vorbă, să stați de vorbă cu mine. Ați considerat o umilință să stați de vorbă cu mine cumva? Eu pot să stau de vorbă cu fiecare dintre noastre. Deci consider că și dumneavoastră aveți obligația să stați de vorbă cu ceilalți. Da? Nu știu și la cum, dacă... Referitor la ședința care trebuia să aibă loc aia din dată, n-a fost un afront la adresa dumneavoastră, a fost un afront la materiale care le-a spus pe orele de zi, în afară de acel punct, nu repet, eu, l-a dat citirii domnul președinte, eu personal n-am considerat că ieșa din dată, dar o să ajung la punctul ăla când mi-am pregătit materialul, să ne întâlnim așa din dată, să discutăm de o alipire și de o ceva care e veșnică treaba. Deci aia nu se discută la din dată. Asta nu se spune. Și vă spun deci ceilalți colegi nu l-au considerat. Vă spun de ce de îndată. Acele două hotărâte de-au emise pentru faptul că mi s-au solicitat unul la București și unul la Iași. Ca să înțelegeți de ce trebuia să stăm de vorbă. Nu că avem eu moftul să aduc consilierii la plimbare la primăria Urechești. Sunt lucruri justificate din punct de vedere procedural și cred că nu era sub nicio formă o supărare pentru unii dintre noastre de a nu participa la acea ședință. Măcar putea să dați un telefon să mă întrebați. Dom'le, în ce constă problema? Păi, explicam. Nimeni nu m-a sunat să spună, băi, explică-mi și mie ceva. Dar chiar vă rog să mă sunați. Chiar vă rog să mă căutați. Știți foarte bine că am stat și sunt un om deschis, sunt un om care stă de vorbă, sunt un om care ascultă și nu mă simt deloc deranjat când cineva dintre noastre este prezent la primărie, este dornic să stăm la, eu știu, analize și discuții, fiecare cu punctul de vedere, în urma cărora trebuie să interacționăm, să găsim punctul comun. Indiferent ce poziție avem fiecare. Și eu cu a mea, și noastră, cu a noastră. Acum n-am... Clar, nu vreau răfuieri politici și toată ziua să mă, eu știu, să mă scandalizez cu cineva. Cu nimeni. Când fi lași la urmă, viața scurtă. Mulțumesc. În legătură cu ședința de îndată, punctul respectiv trebuia lucrat pe comisie. S-a strecurat câteva greșeli, ca să o să le aduc acum publicii, care nu puteam să trecem peste ele așa de avalma și la fiecare subiect o sară și greșeala în care puteam să trecem peste greșeala respectivă și, domnule, gata, ați votat, ați trecut mai departe. Ce era din dată era că trebuie să luați bani de undeva, veneam imediat, dacă auzeam că aveți o rectificare bugetară și trebuie să luați o sumă de la guvern imediat, eram prezent toți aici, nu se punea problema. Dar așa pentru niște hârtiuți care trebuie analizate și din punct de vedere juridic și din punct de vedere, trebuie luate la mână.
Și în legătură cu salariații, să trecem și la salariații, eu nu cred că și ia concediu, eu am impresia că și ia concediu, nu numai eu, deci mult, fiecare și-a medicat, pentru că fuge de o răspundere foarte mare din primărie, să semneze, contrasemneze. N-aveți om care să contrasemneze hârtii, în afară de contabil. Și când a venit cu amenințarea, tu semnezi, ăla și-a medicat. Titularul, da, din asta. Hai să o spunem pe șleau, dacă tot o spun eu că e ferit așa. Fiecare și-a medical, când aude că e brâza la așa, băi, de ce să mă pui să semnez? Eu nu-i medical, de ce să mă pui să fac asta? Îmi rup o mână, îmi rup un picior. Și asta se practică. De și lumea nu pleacă că salariile sunt mici. Salariile cele mai mari la bugetar. Deci eu vă aduc asta că salariul la bugetar la primărie, salarii foarte mari, nu așa. Nu fuge că e salariul. Păi cum, ai 70 milioane și fugi de la serviciu de ție medical? Nu se poate așa ceva. Deci asta e ca să lămurim, să știi și cetățean, deci pleacă lumea din primărie, nu pleacă de... Pleacă pentru că se pune niște astea și de asta să fac și greșeli și în scrieri și în asta. O să dezbatem fiecare subiect în parte. Și nu e. Știu că funcționează foarte greu, că nu poți să pui prea mult în salariu. Funcționează mult și răspunderea e mare și nu-și asumă răspunderea fiecare. Asta am auzit, nu știu. Ca să faci materialele astea, spunționezi, trebuie să iei personalul care este titulat pe un post, să pui să facă hârtirii la altul care el pleca. E dreptul lui să plece, dar totuși. Mai e cineva care se scrie la cuvânt? Da, vreau să uite, mă părinte. Da, vă rog. Cu excepția secretarului care este lipsă de la primărie, eu nu văd pe clientul ca cineva din primărie în poate să iei cu viabilita. În cine e cel domn? Medic, nu pot să comentez de medic eu că... De călare. Vă mai trei lume zile. Ca fidea la omul trei lume zile cu înțelie medical, să stamă pe tipul zonă. Dacă mi-e secretat, asta într-o cursă. Dacă aveți să ne pregătiți, de fie de mine. O să fie azi acolo. Cursul vine un loc fie bun. Am avut secretar. Dacă am plecat și. Și eu plecam la locul lui. Am plecat la 140 milioane de lume. Nu vorbesc de... Dânsul nu era secretar, era consecretar. Secretar, general. Eu mai fiu secretarul. Am plecat la doamna. Am 140 milioane la Drămărești. Eu plecam. Și cât? 140. Și eu plecam. Eu nu venim aia. Putem să verificăm. Păi, verificați. Și că opriți. Am tăcut la bani. În fin. Motivul oficial. E oficial? E. Putem trece mai departe? Deci, propun să lăsăm la urmă punctul 3 cu rapoartele Comisiei de Specialitate. Deci, rapoartele ale Comisiei de Specialitate, sunt de pentru sau... Sunt gata, Comisia Juridică. Deci, e punctul lui care urmează. Acordarea sumei de 2500 de lei din bugetul local al primăriei Mureșești, ajutor financiar pentru acoperirea unor cheltuieli efectuate prin înmormântarea defunctului Alexandru Dănuț, domiciliat în Mureșești, satul Mureșești, județul Bacău. Să punem la vot. Să ne mai numărăm o dată, că nu suntem 12. Suntem 11. Dar este... Să vină omul ăla. Păi tot 11. Tot cu el. Avem o dimisie. Nu e un secretar, nu e nimeni să... Din cap. Votează domnul președinte. Nu se prezice pe el. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizul general actualizat și a principiilor indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții modernizare rețelei de drumuri de interes local în Comuna Urechești, județul Bacău, finanțat prin Agenția de Finanțare Investițiilor Rurale, inițiativa primarul Comunei Urechești. Dacă dorești cineva să-i spună bună, avizul e favorabil din partea Comisiei Juridice. Da, Comisiei Economice. Și favorabil. Cu cine se înscrie la cuvânt? Domnul Prisecară, primul, mai e cineva? Da, mulțumesc, domnul președinte. Poziția mea o știți, încă de la început, cu drumurile, cu
asfaltat-o sau modernizat-o, interes local. Aici dau citire doar un pic din raport de specialitate. Bine, întotdeauna, exact cum spus și colegul, dar e la sugestia inițiatorului. Deci, o să încep cu începutul. Deci, având în vedere cele menționate mai sus, luând în considerare această oportunitate, cunoscând faptul că doar prin finanțările la bugetul local nu se pot finanța toate. Deci, oportunitatea care se discută acum, noi o discutăm acum în ședința asta ordinară, deci o oportunitate că noi trebuie să actualizăm devizul pentru modernizarea drumurilor. Deci, oportunitatea am avut-o și în 2017, în iulie. S-a ieșit pe la contract, dar nu mai trebuie, că parcă durează prea mult și că să mai vorbea și la colegi. Deci, știți ce s-a întâmplat? S-a întâmplat multe. Nu știu, ați ținut de cuvânt. Am spus-o de la bun început, când am văzut că nu are cu cine să facă treabă, nu are ochelaje, nu are oameni, nu are nimic. Din start am spus-o, sunt înregistrări. Și exact așa a fost. L-am amânat, i-am mai dat cu COVID-ul 6 luni, i-am mai dat în 6 luni. Vinea pe aici, pe la primărie, nu vorbi niciodată, dar bine, nu trebuie să vorbească cu noi. Trebuie să vorbească cu inițiatorul, care duce la bună îndeplinire a contractului, a primăririi contractului. S-au mai cerut bani, s-au vehiculat sume pe aici, că au costat, că s-au scumpit betonul, s-au scumpit asfaltul. El trebuia să facă lucrări la timp. Vreau să mai constat un lucru și pe aia închei, că v-am zis, vă las și alți colegi. Sunt multe, dar sunt înregistrări de cursul timpului și s-au văzut. Am aici o situație, în memorie justificativă, o situație la plăți. Spune aici, a total situație de plată 1-3. Deci ce s-a făcut ca să-l plătim? Strat, piatră, spartă, amenajare, intersecție, drumuri laterale. Realizare, șanță, nu știu ce, dar la piatră spartă. Deci ca să o spun pe cea mai dreaptă, deci nu a fost nicio piatră spartă. I-am dat toate posibilității firmei Transcarpat, ESAO sau SRL, nu, SRL, onești. Toate posibilității de a face treabă în comun. I-am dat balast, deci nu aia nu piatra spartă, este balastul care l-a luat cu acordul primarului din Albia Râului Trotuș. Sunt înregistrări, sunt sesizări, să știi. I-am dat toate posibilități, v-am mai zis, le-am prelungit contractul. Nu s-a dus. Să cei tu atâția bani, 3 miliarde 640 ceva de milioane, că ai împrăștiat o piatră spartă, care de fapt nu s-a văzut că se poate fora o carotă, se poate fora și să vede. Ci în ce compoziția stratului compactat. O crăpat casă, luam compactorul, o făcut, o venit, iar nu a mai venit. Deci au trecut ani de zile și nu s-a terminat lucrarea și acum noi venim în fața Consiliului Local, noi dumneavoastră inițiator, să mai, oricum trebuie să facă, asta e clar, trebuie să facă o dată și o dată lucrarea. Dar totuși să venim să stăm noi și să fim, suntem noi divini că nu s-a făcut, nu s-a terminat lucrarea la timp, în niciun caz, în niciun caz. Divin este constructorul și beneficiarul, direct beneficiarul, nu comuna, beneficiarul legal, care nu, când ne număra terenul, am spus, domnule, nu se face treabă. Dar acum să venim și să mai spunem aici așa, că cresc prețul, le-au crescut. Păi vă dați seama, stimați cetățeni, cât o să suportăm noi, ca să avem ce? Să avem un asfalt care în anul 2021, aproape de mai iulie, aș fi în 2022, toate comunele eu au asfalt, au gaze, canalizare, tot, făcut cum trebuie. Noi stăm și așteptăm și reziliem contracte, dăm posibilitate să meargă treaba înainte. Nu se poate, am ajuns la final să reziliem, stai că trebuie să cerem banii, dar de fapt nu se mai cere banii, că aici e ascunsă situația. Facem măriri de prețuri, deci ajustăm prețurile, ajustăm, s-au scumpit, așa este, dar trebuie să faci treaba la timp. Ajustăm prețurile, până la urma urmei o să ajungem că o să le mai dăm și bani. Deci nu și-au terminat treaba, au făcut un dezastru, drumul, o spart, o scos, în fine. Lucrarea nu s-a terminat și noi o să mai dăm bani în plus. Plus, în nou contract care va fi, cine va câștiga licitația, acolo se vede sume bune. Sume de vă ia capul. Și o să plătim tot noi, că am mai avut un precedent. Da. În 2019 mi-am dat demisia din Consiliul Local, sunteți prezenți aici, am adus și mostră că firma respectivă nu-și face treaba de calitate. Am cerut rezilierea în 2019, nu se duce până în 2020. Deci, în ianuarie 2019, dacă noi rezilieam, puteam face pe vechea cu banii respectivi și în 2018 normal trebuia să rezilieam, când a început la un an de zile. Acum ne costă costuri de foarte mari. Deci, în afară ce fii de la fir, noi ne ajung ca să aceeași lucrare o triplăm cu
cu bani de la de bugetul local. Deci nu ne mai acordăm. Vreau să știu de la domnul primar dacă are o sursă de venit și anul ăsta poate să aducă bani de la, nu știu, bugetul e, bugetul nostru nu putem să, așa. Sau votăm din nou, mergem în continuare și ne trezim că nu putem realiza nimic. Ceea ce facem, batem pasul pe loc tot timpul. Nu știu, eu, dacă are domnul primar un răspuns și crede că poate să aloce bani până în 2024, măcar să termine ceea ce a început și să fie de calitate și să știm și noi dirigintele de șantier, contează foarte mult, adică suntem consilieri, mergem pe stradă, mai vedem, nu putem discuta cu muncitori, nu putem discuta cu... Lumea ne întreabă, băi, ești consilier acolo, primarul nu-l vedem, dar măcar tu, bă, ce se întâmplă cu ăștia, ce fac ăștia? Dar dacă ai un dirigent de șantier, ai cu cine discuta, e altceva, adică să știi și consiliul local. O să răspund detaliat. Contractul a fost încheiat în octombrie 2018. Desalocat în 2019 și în 2020 până luna iunie. Cu prelungirile de care ați spus. Valoarea totală a lucrărilor decontate e 2.100.000. Deci 2.100.000. Diferența rămasă 3.200.000. Rămași neconsumați. Cu tot ce am alocat noi anul ăsta, avem undeva la 4 milioane de lei. Deci suma totală, ce am scris acolo, înseamnă valoarea estimată a lucrărilor pentru ducerea la finalizare a lor. Include și partea pe care noi am consumat-o până acum. Da? Și așa e procedura legală, așa ne cerea fir. Bun. Ați spus că aș avea parte priul față de constructor. Nu. Unu. N-am prelungit și îl scoatem la licitații din nou ca să nu am discuții cu nimeni. Da? Doi. I-am transmis deja penalități pe care trebuie să-și le plătească. În etapa următoare, după ce vom definitiva cu aprobarea și cu tot ce este, vă voi spune și suma totală pe care o voi solicita prin instanță față de constructor. Ca să înțelegeți despre ce e vorba, da? Bun. Trei. Vasile, s-a pus și stratul 1, dar s-a pus și piața în spate mătată. De aia, utilajele aia trăpau casă. No. Ca să fim sinceri și să nu vă spunem că... Da, dar lăsați să poate verifica. Sigur. Vreau să vă și eu scrie da. Contract. Doi. Structura pietrii, acelei pietri spate. Structural, să văd. Control, va fi un control oricum. Eu am dat deja ca să fac și expertizare, ca să fiu și sunteți liniștit după expertizarea da, aia, da. Ce o să găsați acolo. Sigur. Și nu numai la drumuleță, și la care duce la lucrat ochii. Și acolo e aceeași poveste, am pus-o. Dar ce legătură are lucrat? Păi nu, am zis, ca exemplu. Nu mă la lucrat ochii, nu face obiectul proiect. Bine, am dat ca exemplu, deci nu e la prima abatere, e a doua. Nu mă la lucrat ochii, este... Tot, structural tot la fel. Deci nu s-a lucrat pe el decât ceea ce știm cu toții. Urmează de acum acolo să fie inclus într-un alt pachet în care să-l depunem pentru finanțare. Și ăla trebuie o să discutăm pe chestiunea asta la momentul când trebuie discutat și cam asta este. Deci nu am decât atâta de spus. El va fi scos la licitații în totalitate, acei 5,3 km rămași și va fi respectată procedura legală cu privire la accesul sau cel care va câștiga să fie corect. Și mai fac mențiunea, dar am și repetat-o. Deci firma a ajuns câștigătoare în urma unei hotărâri de instanță și nu că cineva a avut vreo dorință să fie X sau Y. Sunt nicio formă, nu. Da. Referitor la recuperatul banilor, când o să-i faci dumneavoastră un calcul și aia, ca să știi și ce trebuie din Comuna Urechești, nu o să vedem noi bani recuperați, pentru că acea firmă, păi, să știi, e clar, e în instanță, în presă, este supra executată silit. Deci nu cred că vine firma aia, executată deja silit, că nu intră niciun un leu când intră în cont, deja ia halit, scuzați-mă de expresie, ia lua banii deja, firma care i-a dat în judecată. Așa că noi nu o să vedem niciun ban. Putem să-i facem noi la mișto așa niște miliarde ca să pară, uite ce calcul i-au băgat acum. Nu o să vină, pentru că el este executat silit de peste tot. Nu vine la OAT Urechești
luați urecheștenul, luați banii, că eu nu, mă las că n-am putut să rezolv. Îmi cer scuzii și mă las, nu o să fie așa. Noi o să plătim, o să suportăm tot. Pentru că se vor umfla prețurile, că așa se face. Deja dumneavoastră a spus în niște ședințe anterioare, eu țin minte orice, și-ți atent, a spus, s-au scumpit asfaltul, deci el, de derularea contractului, s-a scumpit betonul, s-a scumpit fierul. Da, s-a scumpit, dar cine a făcut treaba la tine? Deja ne-ați avertizat, v-ați antepronunțat că se va scumpi. Deci automat se va găsi, acum e și mai scump, tot e mai apropii. Deci nu recuperăm niciun ban. Noi o să plătim toți banii. Și domnul primar, vreau să o spun. Domnul primar, noi tot le-am amânat, am fost înțelegători ca și Consiliul Local, că e pandemie, așa a fost, am zis că nu se lucrează. Dar cum se întâmplă, domnul primar, că numai la noi e comun? Sunt firme falimentare, numai la noi nu se fac lucrări, numai la noi aici e haos. În toate comunele cât a fost pandemie, s-a asfaltat, s-au făcut lucrări pentru modernizări de grădinițe, terenuri de sport pentru copii, la noi nu s-a făcut nimic. Noi numai amânăm și amânăm. Și bani plătește bugetul local de unde? Dacă ne puteți spune de unde găsim banii ăștia să plătim noi... Nu amânăm nimic, sub nicio formă nu s-a amânat. Lucrările vor începe, ca să fie foarte treabă, foarte clară. Așa, doi, celelalte lucrări care sunt, de exemplu, canalizarea de un an și ceva, merg înainte, nu s-au amânat absolut nimic, deci nu putem spune că nu se face, e lucrare de 3 milioane și ceva de euro, deci care merge și în mod clar, se va duce și la capăt, vă spun foarte exact asta. Deci nu că s-a amânat, dar că nu s-a amânat. Dar nu putem spune că la noi merge tot o strună și la noi se face tot și asta, pentru că noi nu ne pomolim. Noi ne pomolim mereu. Când s-au punat un chestia asta, s-au oprit lucrările, că noi e firma bună. Dar cum de câștig licitații numai firme la noi care dau faliment numai la noi în comun? Asta este singurul caz, doamnă. Nu, numai. Este dar numai la noi, domnul primar? De deci ce nu sunt întâmplă așa comunările vecine? Nu dau numai. Vă spun sigur că este... Numai la noi suntem. Este în țara asta o situație destul delicată la capitolul de capacitatea firmelor de a duce mai departe lucrările, pentru că vin și licitează nu întotdeauna la valorile care trebuie. Nu cred că avem ghinion. Noi, comuna noastră, e cu ghinion. Bun, haide mai departe. Da, vreau să fac o concluzie la ceea ce s-a discutat legat de stimații colegi. Rezultă ca și cum dumneavoastră nu ați fi de acord cu asfaltarea să meargă în continuare. Deci cu tot ce s-au spus în proiecte și s-au pus materiale în față și s-au dat explicații și domnul primar, v-ați pus contra să nu meargă mai departe drumul. Ne puneți vorbe în gură ca să vadă cetățenii că noi suntem împotrivă. Nu suntem împotrivă nimeni pentru asfaltare, pentru orice am fost de acord. Vreau și o gaze, vreau și o asfalt, toți vrem. Dar am pus problema că numai la noi în comună, când se ia o lucrare, se împotmolește luminița. De asta îmi pun întrebarea. De ce? Păi undeva unde, dar numai la noi, chiar noi suntem ultimii de pe Valea Trotușului, care nu avem asfalt, nu avem nimic. Chiar și dumneavoastră se iertă nenumărat din rândul domnul primar. Deci dumneavoastră, ca și consilier, sunteți mulțumiți de stadiul în care se află comuna noastră? Dacă sunteți mulțumiți, n-aveți decât să votați. Eu nu mai votez niciun proiect din cauza asta, pentru că de 25 de ani, tot prin Bolovan merg. M-am săturat. Și atunci nu se poate duce la final ceea ce vrem să facem de atâta timp. Și am votat tot timpul. S-a pierdut momentul. Nu, asta e așa. Vă rog frumos, cum ați răspuns, doamnă? Cu tot respectul, doamnă, nu vă supărați. Dar persecuții politică s-a făcut cu vârș în desat. Și știți foarte bine că ați fost de la partidul aflat la putere 8 ani de zile. Știți foarte bine care vreau să reamnă. Dar acum aveți puterea, domnul primar, aveți partidul, aveți tot. Aveți premier, au avut puterea, au avut-o. Deci nu o să cunoaște nimic. Cu 10 ani. Nu știu furația PSD-ul banii, că cade fiscal. Aia zice ceva de politică. V-a dat PSD-ul bani, v-a dat proiecte, proiecte desfăcute de furat. Și-a refuzat. Că nici ești de acolo, trebuie să fie în altă parte. Îmi cer scuze că vă întrerup, dar eu nu-i politic. E pentru mine că m-am săturat de mers prin Bolovan. Eu ca cetățean. Trebuie să facă ce vrea. Ca locările bugetare în ultimii 8 ani,
Ați avut PDV-ul, ați avut când era Băsescu, nu-i demarat, deci nu-i duce cetățenie în eroare. La proiectul european nu se facă partidul. Vă rog frumos, pe PNDR, în ultimii 9 ani de zile, am depus cel puțin 6 proiecte care nu au fost niciodată finanțate. Doar pe considerente politice, ca să fim foarte sinceri. De ce să nu recunoașteți? Adică mai asumați-vă și noastră lucrurile. Nu e adevărat, domnul primar, în ce nu e adevărat. Nu au fost făcute contribuții. Vă rog. Am văzut 2-3 proiecte, nu au fost făcute contribuții. Nu aveți transparență, nu aveți curaj să stați cu consilierii care mai se pricep la așa ceva, să stați de vorbă. Le faceți un client de dumneavoastră, aveți firmă de consultanță. Alegeți o firmă de consultanță care nu vă face proiectul cum trebuie și vă ia banii cu consultanța. Cu asta pe cadă proiectul din stat. Asta e. Ce cadă din stat? Păi câte proiecte nu sunt de sute de milioane? Nu și-a schimbat firma de consultație, nu și-o schimbă niciodată în primăria Bureca. Aceeași firmă. Băi, dar hai să fac o altă. Văd cu altă. Dom'le, vreți să vă învăț eu cum se face? Dacă eram primar, vă făceam. N-au votat lumea. V-au votat dumneavoastră. Stați așa în mizerii în continuare de 50 de ani, eu nu mă supăr. Dar eu caut să vă explic că sunt proiecte care se poate face. Am aici pe telefon și știu ce merge actual, acum în țară, ce proiecte merg, ce au schimbat PNL-ul. Și nu-s la PNL, dar știu ce lucrează ei pe sub masă. Și dumneavoastră nu v-ați încadrat cu așa ceva. Ați făcut numai proiecte... Care din start au căzut. Care au căzut adică din start sau din fașă. O ținem așa până se expire, desfacem altul. Noi știți cum se dezbreastră? Avem o grădină și ținem pe ăștia măcerul, pe ăștia urechei și mă alegem până și neamul și răz neamul. Eu mă alegem în continuare, dau impresia că face ceva și terminăm. Nu. Și nu se termină nici cu canalizarea. Că acum la canalizare caută să dea la alții, că nu firma respectivă. Suntem la șură, asta e... Aceeași poveste, de ca și cu transferma. Băi, de ce mințiți, domnul? Nu mai dați, firma, nu mai dați PSD-ul, nu mai ajută. Titularea trebuie să-și ducă întreaga la capăt. Doi, că se simte o lipsă a forței de muncă și-și mai aduc oamenii din altă parte, oameni la muncă, asta e altă discuție. Deci ei își vor mai aduce forțe suplimentare ca să poată să ducă treaba la capăt. Da, vor aduce forțe suplimentare și pe care le vor folosi pentru satul nou, le vor folosi pentru Slobozia. De ce nu recunoașteți lucrurile astea? Deci firma își face treaba, acum a fost în dezbatere publică și este o ordonanță cu privire la recalcularea valorilor cu care au licitat, pentru că vor fi suplimentate sumele respective, pentru că au crescut prețurile de piață față de 2019. Vă referiți la canalizare? Sigur că da. Deci față de 2019, valorile de piață au crescut. Eu când eu lucrarea m-am făcat cu om, așa rămâne până la cap. Dar nici eu fac 3 ani. Dar nu am făcut-o nici în 3 ani, văd-o în 5 ani, s-a terminat. O trecut 4 ani și ceva. Dar, de exemplu, nici discutăm acum, de transferma. Care este în execuție la sfârșitul anului viitor? Știu, eu zic... Deci el nu este în execuție nicio secundă. Dacă s-au schimbat valorile de piață, legiuitorul stabilește ceea ce face. Și ca atare, Ministerul Dezvoltării chiar mi-a solicitat informații cu privire la lucrurile astea. În etapa următoare va trebui să vedem cum se stabilesc lucrurile și vom proceda în consecință, în așa fel încât cel care construiește să fie capabil să ducă lucrarea la final și noi să avem posibilitatea să beneficiem de investiția în cauză. Deci, așa se pune problema din punctul ăsta de vedere. Da. Deci, niște precizări, pentru că toată se politizează, discuția. Eu sunt într-un partid politic mic care nu are influență nici putere, așa că nu puteți să-mi imputați nimic. Deci de fiecare dată s-au făcut acte adiționale, am plătit din bugetul local. Problema este că firma care nu și-a făcut treaba, e penalistă. Deci domnul Lazar ăsta cu drumurile care trebuia să facă, domnule, este penalist. Domnul viceprimar, vă rog să recunoașteți, anul trecut, înainte de anul nou, v-am dat niște materiale cu domnul ăsta, Lazar, era în insolvență, era urmărit din mascați, era deci cu toate problemele care le avea. Și cu toate astea, ni s-a promis. Și domnul primar a confirmat că o să se facă lucrarea doar cu ăsta care a câștigat licitația, deci cu domnul Lazar, cu toate că noi știam cu omul ăsta, niciodată nu se poate face.
ni s-a promis stații de asfaltare, ni s-a promis că nu se vor schimba prețurile și cu toate astea, noi suntem obligați acum să plătim din bugetul local o diferență, nu se știe cât, deci o diferență foarte mare, da, doamna dragă, deci noi trebuie să plătim din banii noștri, din bugetul local, o diferență mare, să plătim iar o prelungire de asta tot din banii noștri. Pentru ce? De ce aș mai fi eu în stare să-l mai cred pe domnul primar și toate promisiunile care se fac, dacă până acum n-a respectat nimic? Deci eu doar întreb. Păi da, dacă doar se promite și nu se face, eu pentru ce aș mai crede încă o dată? Păi eu, o ceva simplu și... Cum să mai cred încă o dată dacă de atâtea ori am fost duși în derizoriu și am fost păcălit? Eu nu mai cred. Am fost contra. Nu, chestia cu politica expusă. Păi, pentru mine am spus, a ajuns în situația câștigătoare printr-o hotărâre de instanță. Tu vei, eu înțeleg, deci n-am zis nu. O dată, doi. Cu privire la executant. Eu și dumneavoastră am respectat prevederile legale cu privire la contract. Faptul că în ultimele luni de zile el nu și-a asumat-o, o să suporte consecințele așa cum le-am stabilit. Da? Deci, oi, merge în instanță și cer... Și noi suportăm din bugetul local, da, diferența, nu? Deci asta e concluzia. Păi nu, că așa scrie în proiect. Da, da, da. N-am fost toți de acord. Eu și dumneavoastră, n-am fost toți de acord. Sunt documente din start. Eu n-am votat. N-am fost de acord. Deci nu puteți să includeți pe toți. Ați fost și voi. Eu am înțeles acum ce ați spus dumneavoastră. Practic, ne includeți și pe noi, că și noi am fost de acord să tot târâm așa, să tot întindem, practic. Dar nu am fost toți de acord. Trebuia monitorizat de prima dată, în momentul când nu și-a făcut datoria exact cum trebuia, trebuia reziliat contractul și gata. Fără nicio... Nu, că... Hai mai așteptăm, mai... Să stau să-mi trimis mie o factură umflată. Acum să-mi bașă niște prețuri, frate, că fierul nu mai e de 5 ori, lemnul e de 10 ori și betonul... De ce mi-a rămas la fier? Nu putem să-l... Dar nu va fi el care va ieși. Nu va fi. Dacă îmi vinea pe aici, am cămașă plocă la mea așa, cu jipșorul cealaltă și stătea câte 3 ceasuri, oare cât... Nu cere 6 miliarde, cere 5.890, bate la ochi așa chiar o sumă rotundă. Că văd aici așa, niște funcții că l-am plătit noi să compacteze, să facă. Doamne, cum se găsește așa cifre de astea, așa de... virgulă 12. Doamne ferește, virgulă 12, așa de frumos. Deci e timp de calculat, este timp. Dar de făcut treaba nu este. Noi știi ce facem noi? Noi suntem practic, avem contabil, nu noi, firma. O firmă de contabilitate, băi, tu mi-i pui acolo, 364.900,12 lei. La compactare, la amenajare, la intersectare. 79.01, 301.706.01. Sistem rutier cu asfalt. Ce s-a făcut pe acolo și care vreau să aduc la cunoștință. Se va sparge tot. Păi, prima dată am asfaltat. Că așa trebuia, că trebuia să ne aleagă lumea, cine a ales. Puțin, foarte puțin a ales, așa, față de Dana Orechiț a avut 7 voturi. Plus și alea cărate și aduse, alea le știu eu, și colegul știe. Deci montate, puse acolo, ajutat să ieșiți primar. După care ați venit, când am avut ședința de constituire, de față cu toată pleada aia, de senatori, deputați, președinți din Consiliu Liberali, palări și tot așa, că eu am oprit asfaltarea, așa mi se pare normal, să ce facem întâi canalizare. Ce faceți acolo și vreau să știu? La satul nou și la bucata aia de cornățelă. Că spațiul de manevră nu este, consumați cu forare transversală, nu este. Da. Deci vă dați seama ce virgul e 0,1. Deci eu am avut timp, băi, să calculeze tot, ca să dăm în ședință. Dumneavoastră ați zis 4.125.173 lei fără TVA. Mai pune și 19% TVA-ul. Doamne, deci nu facem cer. Mă dați să vă zic și eu, domnule. În realitate, că sunt bunea de asociare. Da, domnule. Hai, vă înseamnă eu. Referitor la canalizare, vă spun eu. Eu am urmărit zile, astea intenții, vă dați dacă e în grafic. Dacă lucrările sunt în grafic. Lucrarea la urgență este în grafic. Am văzut cu pantonul de la Costa Fănești, lucrarea este în grafic. Ea nu mărește mai mult volumul, fiindcă anul ăsta are o sumă de bani. Ea nu poate depășe banii ăștia, mai mult cu vrei, noi în cursul lucrurilor. Ca la lipsă în forță de muncă, alți traduci. În ardeal, ca doi. Alți și-a schiat, eu nu știu. De la asaltare, eu vă spun o treabă de zi. Eu m-am bătut mai mult, că am luat foarte mine un prăfădor acolo și eu vreau asfaltul.
Dar nu din fiere pentru că pune privatul ta labă, au câștigat tăpita să lăbărești în statea. Eu după fel văd, cu cuvântul meu. Am fost președintele Comisiei de Statie. Nu mi-a dat voie să pat eu, că s-a văzut să văd și acolo. Nimic. Dar nimic, 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 nimic. A făcut-o Iașu, Iașu. A făcut condensații, a făcut condensații. Eu am fost de acolo cu coada. Eu subțineam cu asta de la Valea Sacă, pe acolo. La București, la câștig de cauză lui. Și am venit la Urecești, mă rog, ca e faliment, el, de acord, că e faliment. Deja a spus, a spus. Dar el vă răspunde, e juridic. Deja a spus că am fost de acord cu ăla. Lunga, că am fost de acord. Deja, domnul Dumbrăveanu, ce să spui? Dar cum să spuneți în fața că eu am fost de acord cu ăla? Deja, dar nu fără teatru, ai fost în comisie. Ai fost în comisie și am fost de acord cu ăla. Păi s-a discutat odată când să vină să lucrezi împreună, Lunga. Ăla n-a vrut să-i dea, că știa că nu-l plătești transport. Eu zic că noi am suferit. Hai. Adică nu ești dacă primarul Talavă e bine ca furt aia proastă. Nu primarul Talavă. Aveți să te schimbere. Te rog, cu asfaltarea. O faci din urmă. Dar nu din banii. Domnul Dumnezeu. În 2019 când mi-am dat demisia, puteam să-mi dați demisia odată cu mine. 1 decembrie 2019 când mi-am dat în decembrie. Demisia, puteam să dați demisia odată cu mine, că nu vă convine cum firma respectivă. Deci, pentru că noi am cerut în Consiliul Local să schimbăm deja. Lucrarea a început în 2017, la mine la poartă. În octombrie 2017 a fost utilaj și s-a luat. Noi în 2018 a început, în 2017. Octombrie a fost utilaj la mine la poartă. Și banii au fost. Și banii au fost. Nu se poate spune că nu au fost la poartă. Asta e, hai să spunem la poartă și nu mai rezultăm o provocare. Îți fac o provocare. Dacă e 2017, îmi dau demisia în secundă următoare, dacă e 2018, îți dai demisia. Păi a început cu un an întârziere, deja din start ne-am discutat. Contractul e 21-7-2017, până e 21-7-2020. Dar a început deja din start cu întârziere. Și de asta noi tot ne ajutam pe aici. În octombrie, noiembrie, era acolo un diger cu lopata, un buldobit strada mea și îți bă, ce cuvânt e degeaba terenul. Deci, faceți confuzii grave. Contractul de finanțare este pe 21.07.2017 cu AFIR. A urmat etapa de licitație. Procedura a durat, au fost și contestări, și s-a dus până la în octombrie 2018 când s-a contractat cu executantul. Asta este adevărul, domnilor. Nu 2017. 2017 e data în care finanțatorul a încheiat contractul. E tabela aia acolo. Așa se crede, așa se vede. Trei. Orice licitație se face electronic și nu se face la primar în birou. Se afișează pe platformă absolut tot. Nimeni nu stă de vorbă nici cu primarul, nici cu nimeni. După perioada de depunere se face evaluarea documentațiilor. Și asta este adevărul. Hai să nu mai zic. N-am zis licitația în loc în birou. Aici în mare. A, în piatră. Dar uite cât da. Păi nu. Atunci, în decembrie, că era de Sfântul Nicolae și am zis, domnule primar, v-ați făcut bani să vă faceți dumneavoastră o masă, să dați o masă frumoasă la un restaurant. Era 2017. Uite, e filmare și m-am întrebat și pe șofer. Colegule, cu cât o se încasează, cu cât plătim noi raba asta de balat? Dăm vreo 2000 de lei și că da. Și-a început să râde. Cam așa. Nici eu iei tu de acolo. Deci noi, ascultați, în octombrie au început să facă treaba, 2018, și tot cu ce să facă treaba? S-a dus direct într-o oriși. Erau în licitație, era un proces, dar el venise deja. Ei, hai să arăt o lea, că băi, că fac și o lea de treabă. Dar de unde sunt eu, domn primar, că n-am material de ăsta, uite ea, concasat de ăsta, n-am. Du-i de acolo și ea de acolo, spun eu. Întâi s-a dus poalele fermei dumneavoastră. O luat de la roșu, care l-a ducat la domnul de la Spirunca Turchiei. Așa ai făcut ăla de neatitiel ăsta, SCE Lux Trans SRL. Altă jafole, altă șmecherie. După aia, eu m-am dus după ei. O dus și o luat din canalul ăla Vișan, care coboară spre stadion. M-am dus acolo pe stic. Vede ce faci aici? Păi eu zis domnul primar și domnul Vigi atunci. Să mergem să luăm de aici. Păi dar ăsta i-a dus aici, i-a depus de SCE Lux Trans SRL. Am văzut eu că l-a taluzat frumos. Ce cauți să-ți colmonești aici? Că nu au văzut cum s-au dus datorul atunci. Când vine de la Onești, băieți erau cu basculii. Păi, domn primar mi-a trimis. Ca să-l punem pe teren, pe drumurile noastre toate, ca să luăm banii niște cu 0,1 la lei, 0,1 sau 12 lei, să ci. Și rezultatul, hai, dai până anul, hai să zicem, o lua și de acolo, gata, dar lumea are și el un strat de 9 cm de asfalt, frumos, trasat și gata, la revedere. Nimic, nici atâta. Acum alți bani, altă distracție. Problema că au fost banii pentru toată lucrarea. Au fost. Și toată lucrarea făcută conform standard. Și toată lumea de acord. Și stasul. Deci banii au fost. Deci nu poate nimeni a fi învinuit că n-au fost bani și că s-au opus nu știu care și nu știu cine.
S-au opus când s-au văzut că nu mai deci, au fost continuă treaba. Consilierea a aprobat, lucrarea nu s-a făcut. În momentul când am văzut că nu se fac lucrări de bună calitate și noi am fost la cunoștință de prima dată, nu s-au luat măsuri, acum să răspundă cine n-a luat măsuri și cine n-a făcut lucrarea. Corect, clar, să aducă banii, restul de bani calculați la prețurile actuale și începe treaba. Să ajungem cum s-a ajuns cu căsuța asta, să plătim 3 sferturi noi și 1 sfert a firul, să ajungem cu drumurile bate în lemn, să nu fie așa, nu se poate, deci nu mai acceptăm. Și cu numele la zăbozi, să plătim noi și ăsta, penalități în continuu, am plătit vreo 5 ani de zile. Deci învățătură de minte, de fiecare dată. Măcar acolo s-a făcut. Începeți o lucrare și o duceți la bun sfârșit. O fost firma serioasă. Are cine vrea completa ceva? Putem să punem la vot. Punctul 5, proiectul de hotărâre privind abordarea aprobării deciziei generale actualizată a principiilor indicatorilor tehnici, economici, obiectivul investiții, modernizare rețelele de drumuri. Să punem la vot, vă rog, cine este pentru? Dar vreau să pronunțați cu voce tare, că pe camere se înregistrează, cât sunt, a spus cine este pentru. Vă rog să numărați asta, se cred ca prima, ca președinte, și... 5 voturi, 5 consilieri pentru. Așa. Abțineri. Deci, eu sunt împotriv. Și da. Tot acolo intri. 5 abțineri și împotriv. 2 împotriv. 4 abțineri. Bine, acum s-o încheia. Veniți cu soluția. Să vină cu banii. Soluția, vină cu banii. Este să respecte de prima dată. Asta e soluția. Da? Cine nu respectă, n-are decât să plătească. Clar, deci nu mai discutăm. Și asta. Nu, doamna. Cum ai stat 4 ani, mai stai 4 ani, până alegerile din 2024. Cine a plătit până acum, nu tot cetățeanul a plătit? Da. Tot el a plătit. Da? Da. Păi da, și consideri că asta e bine, ăsta-i mersul. Noi am fost aleși și facem ceva pentru cetățeanul. De ce nu s-a făcut? De ce nu s-a făcut? De ce nu s-a făcut? Dacă noi la toate avizi am avizi negativ, înseamnă că ziceva la mine mai. De fiecare dată ați avut vieții roade. Nu vieții roade, doamna. Ați avut banii, n-a stăt cu lucrare. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind alipirea a două imobile, terenuri, aparținând domeniului public, numărul cadastral 600666 și privat, numărul cadastral 60297 al unității administrativ-teritoriale Urechești. Se scrie cineva la cuvânt? Păi trebuie să dai și idei la... măcar așa. De exemplu la raport. Da, așa. La raport sau la propunerea adoptării proiectului. Două cuvinte, vreți? Este obligatoriu. Da, cetățenii când se uită așa, nu știi de ce am alipit, ce am alipit noi? Deci, o să puneți întrebări și răspunde exact. Da, dar întrebări... Da, domnul Andrei are... Avizul e favorabil, cu toate că e o greșeală, consider că e o greșeală mai mare și nu trebuia să nu dau favorabil. Întrebe domnul primar. Eliberarea certificatului de urbanism e dat pe data de eliberat pe 15.05.2020. Aici văd semnătura domnului secretar și când el nu-i semnătura lui, e o semnătură și... Și mai jos cine este? Care până acum spunea că nu am vrut să vină la treabă, că îi mai dă 5%. Cine este mai jos? Ăsta trebuia semnat de pe domnul secretar. Semnătura domnului secretar și semnătura așa fără altul. Sunt două semnături diferite, nu e aceeași semnătură. Dar nu-i semnătura lui Cichindiela aia. Semnătura lui domnului secretar.
spus eliberat. Și pun și o întrebare. Cum se liberează certificat de urbanism încât omului aici, toți cei care au venit de afară luna asta au fost trimis la Bacău pentru eliberarea certificatului de urbanism, când avem salariat. Ai 2020 acolo, domnule. Aici se găsește semnătura pe certificatul de urbanism. Deci, și arunat se că prin 2020 ai semnături, nu și-a schimbat semnătura de timp. Dacă e făcut cu apă... Are prelungiri, că am dreptul să fac prelungiri. Că și prelungiri. Așa. De asta zic că facem prea repede. Hai să facem să fie, să treacă cel puțin, să fie ceva legal și să nu trezim cu alte, cu alte probleme. Și de asta suntem aici o echipă, ca să ne consultăm și să... Da, e corect. E corect. În 2020 a fost emis și asemenea a fost un secretar. La toate autorizația sau certificatele emise, de semnate inițial de noi, cei care așa, prelungirea pot să o semnez eu cu cel care este... Deci aici ai putem de prelungire. Și cine a semnat? Măcar semnătura de la domnul secretar, măcar puneți o apostrofă. Cum a spus la certificatul... Uite, Andrei, uite aici, Andrei. Deci uite aici, pentru. Cine a semnătură de secretar? Uite aici, pentru. Te-a spus aici. Asta nu dar poți fi la fel mai Vasile, mai. Nu are. Care e aceeași persoană? 90, nu e aceeași persoană. Bun. Asta trebuie. Deci, așa este. Mai bună întrebare? Deci nu, deci așa este. Nu este nimic, așa este, așa cum vă spun eu. Deci în 2020 a fost semnat de secretarul care a deci era semnat și acum a prezentat în Consiliul Local... Prelungirea, măi, om. Da, eu ce spun. El a semnat-o dinainte, i-ați pregătit materialul, așa, poate s-auză pe holuri pe aici, că băiatul vrea să plece, i-ați pregătit materialul. Băi, Cristinio, semnează și tu aici, dar nu dă pe ea care știi toți consilieri și care faci tu frumos așa. Dă-o pe azi la alte. În ce luni a fost emis, domnule? Nu contează asta. A zis că nu e nimic. Păi în 2020, în mai. Domnule, ei sunt înregistrate în cronologic, măi, Vasile. Păi, 5-a. Sunt înregistrate în registru cronologic, măi. Păi, păi cronologic. Păi dacă el o semnat înainte și acum nu mai e... Vasile, încearcă să înțelegi. Înțeleg. Și din coace la fel. Prelungire. Dacă ești tenut, poți să fac prelungire, ceea ce am făcut. Da. Și semnătura? E de atunci. E de atunci. E de acum. Prelungire e semnat de cel care a ocupat provizorul funcția de secretar. Ce păi aici, aici la certificat de urbanism este pentru, dar din coace nu mai e pentru. Dar n-avea cum, că e semnătura omului. Și-s două semnături diferite. Aici, uite, pe cea. Trei semnături. Semnătura lui originală. Semnătura care semnează oricunul. Asta o semnează secretar. Așa. Și aici se găsește asta. Postul secretar. Nu băiatul ăsta care a plecat. Da, e semnătura lui. Nu am zis, era... Nu era pe tot secretar. Poate mai juridic. Bun, haideți să vă explic ca să înțeleagă lucrul. Deci este vorba de terenul de lângă școală. Da? Alipirea o facem cu terenul, vechiul teren al școlii, cu cele două numere cadastrale. Da? Și mesele necesară, pentru că suntem lista sinteză cu sala de sport la copii. Despre asta este era vorba. Și îmi cerea să trimit cât mai repede la București. De asta v-am și chemat la ședință. Da? Ca să știți. Deci, despre asta e vorba. Iar celălalt material, nu pot să vorbesc acum că nu mai are sens ca să tot dezbat atâta, în condițiile în care va fi ocupată suprafața de teren cu construcția, foarte puțin teren va rămâne disponibil ca toată școala să folosească în condiții optime de către ele. Deci, consider că este necesar să achiziționăm diferența de 2400 de metri pătrați de la proprietarul care este în imediata vecinătate, să avem spațiu de joacă pentru copii. Deci vom ocupa spațiu liber, sigur, și o să rămânem cu spațiu minus pentru că acești copii de la școală care sunt în număr de vreo 250, nu o să aibă spațiu de joacă în aer liber. A fost ocupat cu grădinița. Grădinița, care e practic. Practic ce? Au fost pus la sud frumos, copiii stăteau la soare, aia mici, aia mari, și acum îi duci dincolo și mergem supraveghea. Deci sunt multe discuții, în fine. Trebuia să facem noi neapărat... Domn primar,
Grădinița este la standarde europene. Apropo, standarde, a fost în Londra. A fost, vreți să vă spun eu, standarde euro 2021? S-au umflat toate ușile, e pericol deci ce acolo. N-are autorizații, ISU. Dar avem filmări, de pe vremea când s-au construit. Eu cu Vasilica am făcut filmări. Da, la minus 14-15 grade se turnau stâlpe. Se zădea la minus 14 grade. Da, era materialul înghețat. Deci era materialul avea, înghețat. Nu vorbi dacă nu știi. Deci, da? Deci nu se folosește aditivul ăla sau domnul viceprimar știe mai bine, poate să confirme. Nu se poate folosi aditivul ăla sau cum îi spuneți dumneavoastră, dacă folosești piatra direct din jos acoperită cu zăpadă, dacă folosești apa direct de la rețea, da? Și minus 13-14 grade afară. Orice constructor știe, nu trebuie să ai școală sau... deci materialul era înghețat, pentru că am pus noi mâna pe el. Deci standardele cad din stat. Domnul Andrei. A deschis domnul primar subiectul și la achiziționare, dar vreau să-l iau pe rând, să nu le amestecăm și acolo e o problemă. Supunem respectivul proiectul la vot, trecem mai departe și când ajungem la... Alibia. Da, acum începem, alibia. Ce punctul... Da, atunci se pune la vot proiectul numărul 6. Cine este pentru? Hai să-l alibia. Și așa. O abținere. Am depistat greșeala, nu pot să trec peste ceea ce e greșit din partea mea, eu nu pot. Asta e. Da. Deci am următorul sân. Numărul 7. Proiect de hotărâre privind transferul unui imobil teren având suprafața măsurată de 2434 metri pătrați în domeniul privat al Comunei Urechești, județul Bacău, în domeniul public al Comunei Urechești, județul Bacău. Inițiator primarul Comunei Urechești. E vorba de același teren. Da, e. Da. Deci, e vorba de aceeași teren, cred. Hai să punem la vot, mai puteți lui. Să punem la vot și acest proiect. Cine este pentru? Asta e început, după aia urmează preț, urmează... Nu, asta e... Nu, asta e altul. E a treilea, mai un. Ce cumpărat, domnul? Da, scuzați. Mai urmează ceva, dar mă scuzați. 10 pentru, o abținere, nu? Da. Domnul Andrei. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu din partea Consiliului Local al Comunei Urechești pentru întocmirea documentației tehnico-economice privind acționarea bunului imobil terenul în suprafață de 2345 metri pătrați, identificat cu numărul cadastral 60296. Are 11 metri în plus pătrați. Nu, are 11 metri. Proiectul numărul 8, l-ai pus la vot? Da. Acum se discută. Da, pentru suprafața respectivă. Da, a fost 6 și 7, alipirea și transferul. Da. Acum e 8. Da. Recitesc. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu din partea Consiliului Local al Comunei Urechești pentru întocmirea documentației tehnico-economice privind achiziționarea bunului imobil teren în suprafața de 2345 metri pătrați, identificat cu numărul cadastral 60296. Vă scriu la cuvânt. Și aici este mai mult. Vă scriu la respectiv. Aici e aviz defavorabil din partea comisiei, întrucât domnul primar a menționat și înainte de achiziționare a 2445. Titlul de proprietar terenului 2435, iar în proiectul de hotărâre e 2345. Deci ce mai nu se pune? Deci eu cumpăr un document, cât cumpăr mai mult? Deci nu e așa. Uitați, iar greșeală. Uitați, domnul primar, ca să nu credeți că... De asta zic că nu ne-am prezentat la ședință ca să stăm și consultăm. Uitați suma aici și suma aici. Care sumă votăm? Care e suprafața în votăm? 2435. 2435. O înghețat 20.
Două cifre pentru proiectul de asfaltare, pentru ceva. Din două cifre nu sunt un proiect. 45, nu? Da, da. 2403. 2403. A, bine. 2403. Din două cifre, peți. Orice proiect se pierde. O să faci zeci și mii de proiecte. Pentru că aia stau cu ochii pe... Domnilor, de asta nu e vorba de... proiect ca să achiziționăm o atenționare la ce am putut de la diversii, că n-avem o modificare. Deci, este vorba de achiziționarea diferenței de 2435 de metri pătrați de la Cojocaru, nepotul Catană. Omul este dispus în el de a și despre asta este vorba. Deci avem nevoie de el, vrem sau nu vrem, dacă nu facem lucrul ăsta, în vecinătate, dincolo de la Antoții, s-a vândut. Deci nu putem să ne mai extindem. Și o să fim puși în situația, mai devreme sau mai târziu, să nu avem spațiu de joacă la copii. Deci, mare, mare atenție. Deci nu e vorba de... a fost o greșeală, se poate repara, se poate corecta. Nu asta e problema. Deci, ideea... și dumneavoastră, acum puteți spune da, hotărârii Consiliul Local pentru suprafața de 2435 metri pătrați. Poftim. Așa e corect. Deci, nu asta e tragedia. Important este să înțeleagă că este foarte, foarte important ca acești copii în generația următoare, generația care vor veni, să aibă terenul necesar. Acum, disponibil este, deci vreo 6.000 și ceva. Dacă nu facem gestul ăsta să cumpărăm în etapa următoare, să știți că sunt doritor să-l ia de la el. Chiar am convins să mai amâne lucrurile astea pe ideea că școala are nevoie de spațiu. Deci chiar insist să aveți în vedere aspectul ăsta. Da? Să știi și un preț la metru pătrat? Prețul este undeva în zona noastră, undeva în jurul cifrei de 5 euro. Deci ca să înțelegi, nu este 25, nu este 30, nu este 90, este undeva la 5 euro. Cam asta este, i-am și transmis mesajul să știi că acolo se vehiculează cifra și nu este mai mult, pentru că fiecare ar dori mai mult, dar nu se poate. Va fi pișit. Dar, de fapt, între o persoană fizică și o entitate publică, nu? Da. Să adaugă TVA acolo. Să faci o evaluare corectă? Nu. Să faci o evaluare corectă, să stabilești suma corespunzător, o să venim în Consiliul Local, o aprobăm, o discutăm, v-am spus-o de pe acum ca să știți. Tot undeva aproape de 5 euro am luat și anul trecut, au un anul 2016, cu negocieri direct, cu trei firme de consultanțe și filmată și negociații cu zarbanii. Și negocia nu e aici în direct. Da. Finanțarea, domnul primar? Cum? Finanțarea. Finanțarea de la noi, de la bugetul nostru. Ce-ai făcut aia neapărat la copiii? Despre asta e vorba. Trebuie o seama cum atât de habă. Deci vorba de vreo 80.000 euro. Nu, domnule, nu-i vorba de 10.000 euro. Pe dacă e 5. A, puțin peste 10.000, 12.000. 60 ceva de. Are cineva de completat ceva? Atunci supunem la vot. Cum este pentru? Nouă voturi pentru. Domnul Vici, domnul Măgani, curios. Da. Ne văd pentru, da? Da, da, da. Domnul Vici, da. Domnul Vici, da. La abține. La abține. Domnul președinte, să aveți grijă de foaia aia. Trecem la punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de execuție al bugetului local al Comunei Urechia, județul Bacău, pentru trimestrul 2 al anului 2021. Inițiator primarul Comunei Urechia. Are cineva aici de comentat ceva? Ceva plăți. Deci s-au făcut plăți în conformitate cu ceea ce ați aprobat deci dumneavoastră în lista de investiții și în buget. Ca să ne înțelegem. A, da, și da. Se regăsesc plăți în lista de investiții? Da, da. Ce-a fost trecut? Chiar nu, nu tot. Nu tot. Sunt ce-a fost. Puteți să ne detaliați ca să nu mai răspăim pătrețelele astea. Detaliați? Da, da. La voce. De exemplu, ce plăți s-au făcut pe investiții? Investiție specială au făcut de plăți pe canalizare. Canalizare, e vorba de o factură de 500 și ceva de mii, o factură de 12.000, cam asta apoi. Mai sunt niște factori emise acum, două. Una e trimisă la București deja, de vreo 500 de mii, și mai urmează să mai trimit una de vreo 200 ceva de mii, care de abia a fost emisă săptămâna trecută. Tot pentru. Tot pentru. Da.
punem la vot. Cine este pentru? Care l-a stat cu... Proiectul numărul 10, punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Orecheș, județul Bacău. Inițiator primarul comunei Orecheș. Dacă se înscrie cineva la cuvânt? Vă explic foarte repede, ca să știți ce e vorba. Da. Deci e vorba de inventarul domeniului public pe drumuri agricole. Și noi avem ca o cifră absolută undeva la 12 kilometri trecut. Și în schimb avem o cifră absolută. Deci 12 kilometri drumul agricol, exploatarea agricolă. Ele trebuiesc în astea 12 km sunt segmente, sectoare, pentru că se leagă cu proiectul următor vis-a-vis de drumul de exploatare agricolă. Da? Trebuie să aprobăm această așezare în acei 12 km pe care noi deja o avem în domeniul public, să știe sectorul ăsta, ăsta, cum și să s-a stabilit acolo. Da? Deci despre asta este vorba. El este, sau aceste drumuri de pământ, aceste drumuri de exploatare agricolă sunt trecute ca valoare absolută în inventarul domeniului public al comunei. Da? Bun, și noi pe viitor, domnule, pe viitor avem planul pentru ele, nu? Deci se recomandă, am discutat și cu cei de la OCP și peste tot, se recomandă să ne facem măsurători chiar și inventariare foarte atentă, pentru că s-au constatat în alte locuri tendința de scoatere acestor drumuri și introducerea lor pe la segmentul privat. Deci noi, în momentul de față, avem măsurate deja vreo 10 km din ăștia 12, 10 km și care fac obiectul proiectului. Deci ea se vor intabula și nu mai poate nimeni să în ele, să ia din suprafața respectivă. Să le ia, le prămânește. Da. Aici, la inventar, vine o întrebare. De ce nu s-a pus toate drumurile? Deci, bă, că a spus de două ori aici, pot cornățel, suprafața de 600 de metri pătrați. Ăsta pot cornățel, de unde vine? De la Viorel, de la Domnul Lungu, până la pot cornățel? Că a spus și balastiera, balastiera 1700, de unde ați măsurat-o? Vă rog. Deci, așa a fost, sunt denumite. Sectoarele pe care dumneavoastră le aveți acolo, și ați avut în scriere, așa. Sunt, deci, proiectul respectiv este condiționat de câteva elemente. Deci, să n-ai inventat domeniul public. Există. Noi, în schimb, avem ca cifră absolută și nu ca o denumire pe bucățele. Da? Am discutat. Doi. Ca să ai șanse de finanțare, trebuie să mai ai niște condiții stabilite de finanțator. Printre altele, agenții economici pe acele trasee. Și răspund acum la tine. Sectorul ăla de care vă spune acolo este sectorul de la intersecția, dacă știți ce din Urechești, de la intersecția linii rezervelor de stat cu șoseaua, prin câmp care iese către balastieră, pe partea aia. Am ajuns la ce vă spuneam. Deci s-au eliminat, s-au arat și trezești că nu mai drumul. El fiind stabilit, asta se dă la localități, în momentul în care s-au făcut o sectoră la 92-93, da? Bun. Deci ăla, despre ea este vorba, ca să înțelegeți. Ăla e, acolo e bun de făcut. Pe lângă drumul respectiv, merge descărcat și afluentul de apă, care s-a blocat. Ce vine de sus, din deal. Din dealul mare, ce vine din tot pe acolo. La intersecție, ca să nu mai ducem la val,
mergem, dacă tot facem drum pe acolo, e bun de duș, afluie într-o parte. Să nu-l aducem la deal acolo. Păi o ducem un pic la deal, dar e deal, dar e vale. Pare că e deal, dar măsurat e vale. Pentru că podetul e făcut... E făcut... E chiar după semnat, ca să fie de gheresei. Dacă faceți măsurători, e în vale, nu e în deal. Bine. Și mai am... Deci nu văd aici drumul care e sub Orhană. Nu-i trecut drumul ăla, nu mai e drum agricol? E sub Orhană? Nu văd prins. Asta era bun dificil. Okay. Astea sunt drumurile care fac obiecte investiției noastre în momentul ăsta. Astea sunt investiții. Da. Deci acele drumuri care fac obiecte investiției noastre, da? Ca să înțelegem. E adevărat, cu drumul sub Corhană n-a mai fost folosit de nimeni și el a și murit, ăla care duce de la... Nu-i mort, e vai de capul lui. Mergi cu... De la Valea Dâmbă către sat. Da. Așa. Deci, obiectul investiției face de aici la calea ferată la drumul național care urcă în sus, o parte se bifurcă, se duce către un Brărescu spre Ciușmea, la limită Vrancea și o parte care duce în sus, pe deal. Și până via boierească asta vine pe bună la Răcinul, ne-am pus dare acum? Drum agricol pe bună? Nu, domnule, nu. Păi bună vine. Păi e bună de boierească. Nu de acolo, e de mare, mare, de la Răcinul, în deal, acolo. Păi acolo, până la bătărie. Bună vine boierească aici. Hai să ne înțelegem, ce trece mai aici, ca să știm ce șase ce sunt de mine. Pătrat. Nu. 163. De la drumul, de la Valea Gâștii, care duce încolo. La drumul ăla scut acolo. Și o ia și scopoară și Valea Dâmbă. Pe la Nixonel, unde la Nixonel parte... Acolo. Da, da, e acea hulă. Spune-ți hulă spre via Boireasă. Nu-i diferența aia care s-a pus dare și a rămas până ei să steaua. Nu, aia? Nu, aia intra vila. Da, e pus mai multe sectoare, dar ceea ce face obiectul este asta ce v-am zis. Grădina Boireasă e la Slobozii, nu? Da. Bun. Grădinăria de la... Așa e la întreprins la... Capătul ăla de la Drum Național, pe lângă Bărăcini, acolo, da. Și acolo, și în Bărăcini. Bărăcini, unii era o grădinărie. Da, pe la Brăzării, Bărăcini, ce sunt partea aia. Da, la plus, sectorul ăsta de aici, pe lângă ăla care face firma, care face paleți. Sectorul dintre Drum Național și drumul și care fără, în spatele lui. E prins până... Până la pod. Până la podețul ăla. Da. Și acolo e apă tot timpul, nu prima. Trebuie făcut ceva. E apă. Bă, deci, până în pod, ori trebuie să fie. Ai intrat în Drogozii. Apa aia l-a adus în Drogozii. Și-a venit blocat acolo la Ciușaua Națională. Vinea pe la Bieșa, pe Răină. Și te vine. Știți, nu? De la ieșirea la Neagheorghe, așa, că nu știu la Igherese. Apa care vine pe sud, pe... Valea Gâștii acum. Acolo, dar... Noi am copilit, îmi cu... Dar iese de la Neagheorghe. Deci vreau să mă înțelegi și de altă. Păi da, dar... Atenție! Aceste drumuri au fost propuse și au fost calculate, raportat la suprafețele de teren agricol adiacente acelor drumuri. Da, așa. Deci, în raport și din suprafața de teren care ar deservi acele suprafețe, acele drumuri, deci ți se dă și punctaj. Deci trebuie să ai și suprafață, trebuie să ai și distanță. Da, dar puteți să treci și ca o exploatare silnică, să zicem, pe acolo. Asta e altă... Da. Păi da, intra, nu intra. Unde v-ați zică? Acolo, sunt de la Mătare, cum ești, în Cunearii, da, da, da. Stâna și tot așa, la IRSE. Vom continua. Exploatare silnică. Deci vom continua să... Îmi dacă e blocat acolo, ce fi vor. Nu mai e hoță drum să vină sau... Am continuat să măsurăm și celelalte suprafeții de teren agricol în etapa următoare, așa că încât să se intaboleze tot, să fim siguri de ceea ce în momentul de față ce avem. Stabilit de hart. Asta zic, ori facem tot, facem numai cu cei obiectul investiției. Dar cum, acum face obiectul investiției de ce... Eu am mai cerut, de atâția ani am cerut, ca să le facem drumuri în agricol toate, adică nu să ne petruim sau să facem, dar măcar să ne limităm să știm care e, pentru că s-au stricat foarte multe drumuri, sau... Ai tractoare de gheare. Ai tractoare pentru așa. Ai de jos. Nu, nu mai intra de atât. Hai să faci la vostru. Să punem la vot și cum punem la 10, cine se pentru? Tot e în cealaltă. Șapte, opt pentru. Ținem. Trei abține. Punctul numărul 11, diverse.
la diverse. Am aici, v-am căutat și tu, nu știu dacă aveți pe fapt. Echipa de fotbal. A fost depus și la mine. A fost depus o cerere, am prins la fiecare consilier în parte. Noi avem o datorie de către federații. Și a venit adresa în atenția domnului primar și a consiliul local, a făcut și pentru noi, a făcut și pentru așa băieți. Avem o datorie ca să putem să începem viitoarea, să intrăm să... Și a trebuit să ne achităm datoria veche. Acum, noi am prezentat. Domn primar, ca coordonator de credit, ne spune dacă poate să poate plătească anul ăsta suma respectivă la următoarele sticale de buget sau când poate, să știm ce facem. Începem sau nu? Chestia asta spune așa. Aștept rectificarea de buget. Asta nu sunt trei. Doi. Când doi fi. Rectificarea de buget va fi în cursul lunii septembrie. Nu pot să vă dau precizitate. După data de 25 septembrie sau înainte? Nu știu. Dar când aveți cifrele? Așa. Da, de-i zicea am întrebat așa. Deci va fi în cursul lunii septembrie. Nu pot să vă spun data că nu știu niciodată. Doi. Pe data de mâine, trei, nu? Da. Pe 2 septembrie vă invit pe toți la o ședință de îndată. Pe 2 septembrie? Da. Nu vă spune care? Da, ce problemă? Fără mic. La o ședință de îndată, da? Punem o oră comună. La 12. La ora 12, da? La ora 12. Da? Da. Tot 10 era bun. La 10. Dacă ne înțelegem. Ori poate să, la ora 12, nu poți să te duci nici la schimbul 2, nici la schimbul 1. Ori o punem la ora la 10 și știi că se înțelege la 10, ori o punem după ora 4, ca să ajungă și ăla de la schimbul 2. Dacă vrei să la schimbul 2, la servici, băie. Păi da. La ora 10, ca să terminăm. La 10, terminăm discuția, dacă faci un cădere. Și miercuri la ora 10, da? Joi. Știi ori joi în 2? Dar poate fi și miercuri, cum adeam. Poate fi miercuri. Nu, cum de ce? Așa cum domnul Vrăgan a invocat la probleme. Nu știu, dați voi eu. Bine, nu? Dați-mi piața de întâi. Păi, ce eu fac de la urmă, înțelegi. Miercuri la ora 10. Cine poate să vină? Vine și nu poate să vină. Da, asta nu ce-o trebuie. Putem discuta așa. Deci o bifați și... Miercuri la ora 10. Miercuri la ora 10. Adică avem o pauză de zi și... Așa. Da. Miercuri pe întâi. Pe întâi? Să înțeleagă, vreau ceea ce văd aici, nu vreau chiar atât de bine așezat, trebuie să văd exact pe detalii și după aceea stabilim ce sumă le vom stabili pentru... A, de nu știu. Nu, dacă deci, din rectificarea asta bugetară dați și la aruncă de chii pentru biserica aia, pentru casa prată. Deci, da. Domnul Andrei, în ianuarie am fost când era domnul fostul secretar, am fost cu aceeași problemă. Da, mi-au spus ca să vin cu originalele de pe la Bacău, a trimis de la Bacău prin fax, a zis că nu trebuie prin fax, trebuie originalul. În fine și nu s-a rezolvat nimic. Tot așa, am așteptat cu buget, cu nu așa, și a rămas zero barat. Asta e a doua care rămâne tot la A doua încercare. Poate... Noi ne facem datoria, către cetățenii facem datoria. Deci decât să băgăm copiii să stea numai pe laptop și pe asta, mai degrabă să bată mingea sau să facă altceva. Deci asta e o prioritate pentru mine, că sunt copiii noștri. E vorba de copiii noștri, nu de cheltuii bani de aiurea. Au fost făcute investiții care ajung în paragini. De exemplu, terenul de la Pornățel, ați văzut că a dispărut plasa de pe gard, de acolo. Construcția care e nefinalizată, au fost bani investiți, aruncați, practic. Nu văd sensul, dacă n-am continua, cum a zis și colegul. Dacă nu sprijinim tineretul cât să mai poate, nu știu ce șanse vor mai avea în viitor. Deci, domnilor, de ce distorsionăm? Spunem în felul următor. La bugetul din ianuarie, știți cu toții că a fost o înțelegere comună,
sumele erau mici și trebuia să ne cantonăm pe prioritățile care existau la momentul respectiv. Și au fost o serie de cheltuieli pe care le-am amânat de comun acord, inclusiv acesta, inclusiv cu biserică și alte cheltuieli, și am spus că la următoarea rectificare bugetară trebuie să le avem în vedere. Clar, se va da și pentru sport, deci așa cum s-a dat permanent, sunt datorii de 2 ani de zile. Sport ca și ceva în regulă. Sunt datorii de 2 ani de zile. Și oamenii plătesc din buzunarul lor. Dar nu s-a ajutat. Nu-i normal. Nu s-a ajutat. Se capeți ca porcii. Nu discutați în termen. Domnul, în momentul când le dai trebuie să... Păi rogi cu băutura acum și nu mai bea domnul... Nu bea acum? Nu bea niciunul acum. Păi rogi, deci dacă nu mai... Păi nu mai... Nu mă băutura niciunul.